Pe parcursul lunii noiembrie, polițiștii de siguranță școlară, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț și Roman, au acționat în Roman și în Piatra Neamț pentru prevenirea absenteismului școlar, precum și pentru verificarea respectării prevederilor legale de către operatorii economici. În timpul acțiunilor au fost identificați 195 de elevi care, pe durata desfășurării cursurilor, se aflau în afara unităților de învățământ. Aceștia au fost legitimați și îndrumați către unitățile de învățământ la care sunt înmatriculați. De asemenea, vor fi întocmite înștiințări către unitățile de învățământ și inspectoratul școlar județean Namț cu privire la cele constatate. În cursul lunii noiembrie, polițiștii de siguranță școlară, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Polițiilor municipiilor Piatra Neamț și Roman, au acționat în Roman și Piatra Neamț pentru prevenirea absenteismului școlar, precum și pentru verificarea respectării prevederilor legilor 61 și 349 de către operatorii economici. În timpul acțiunilor au fost identificați 195 de elevi care, pe durata desfășurării cursurilor, se aflau în afara unităților de învățământ. Aceștia au fost legitimați și îndrumați către unitățile de învățământ la care sunt înmatriculați. De asemenea, vor fi întocmite în către unitățile de învățământ și inspectoratul școlar județean Neamț cu privire la cele constatate. Acțiunile polițiștilor nu au doar rolul de a impune reguli, ci de a construi un mediu în care toți tinerii pot crește și se pot dezvolta într-un mod sănătos și echilibrat. Suntem parteneri în asigurarea unui viitor mai bun pentru generațiile viitoare și vă încurajăm să fiți conștienți de importanța respectării acestor reguli. Nerespectarea dispozițiilor legale privind comercializarea de băuturi alcoolice și tutun minorilor, precum și accesul la în sălile de jocuri de noroc, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 la 100.000 de lei.